Manda au dovedit că nu și-au făcut treaba. Congresul ăsta nu și-avea rostul. Unii s-au îmbolnăvit noaptea, au răcit. Știți procedura. Modul de alegere la Congres este mizerabil, a precizat Rădulescu, cum să mai continui în condițiile astea alături de PSD. Liviu Dragnea, dacă trebuia să deschidem o paranteză la un moment dat și n-am făcut-o, a declarat că va vorbi de să vor cutremura munții, probabil, după Congres. Și Codrin Ștefănescu, la un moment dat, a spus că va ține un discurs la Congres de va mișca munții. Deci poate că expresia asta pe care am folosit-o nu e cea mai strălucită, dar, în orice caz, ideea este că multe se vor mișca din balamale, din temelii în aceste zile, pentru că după Congres, când sigur că Liviu Dragnea va continua să fie președintele PSD, iar Viorica Dăncilă, să zicem, va fi vicepremier, nu? E bine, în aceste condiții multe vom afla și probabil că și lista neagră a celor care nu mai pot să continue alături de Liviu Dragnea. Codrin Ștefănescu a anunțat că îl va candida pentru funcția de secretar general, indiferent de ce vor unii și alții. Dacă partidul crede că sunt mai buni candidații lui Dragnea, atunci mesajul e clar. Colegii doresc altceva. Doresc situația asta. Dacă vor vota altfel, atunci arată că partidul e ca noi. Curajos. Sunt solidar și cu Nicu Bănicioiu și cu Cati Andronescu, a declarat Codrin Ștefănescu. Îi face un pic de front aici. Până acum asta n-a mers în PSD. După părerea mea, nu pretind că țin minte toate răzmerițele astea din anii 90, dar din câte mi-amintesc, niciodată frondiștii n-au avut câștig de cauză în acest partid. Absolut niciodată. Ultimele fiind de notorietate cu guvernele pe care Liviu Dragnea le-a demantelat cum mai da jos un castel de cărți de joc. Sunt momente ciudate în PSD, a zis Codrin Ștefănescu, care mai are puțin în orice caz. În curând nu o să mai putem să-l citim, nu o să mai putem să-l auzim, pentru că nu va mai avea unde să se exprime. El spunând că cei care l-au acuzat din conducerea formațiunii că pune presiune pe diferiți lideri regionali să nu candideze, nu și-au până la urmă rostul. El a dat ca exemplu retragerea Rovanei Plumb și a lui Dumitru Buzatu din cursa pentru o funcție de vicepreședinte. Haideți să vedem acum că avem lista, practic rezultatele sunt aici în mâna noastră, foarte puține surprize vor avea loc la acest congres. Avem așadar toate posturile de vicepreședinți, Nicolae Bănicioiu, Cati Andronescu și Viorica Dăncilă candidează pentru funcția de președinte executiv al PSD la Congresul Extraordinar de Sâmbătă, deci aceștia trei, în timp ce pentru funcția de secretar general vor concura Neacșu și Codrin Ștefănescu. Deci Bănicioiu, Cati Andronescu și Viorica Dăncilă. Cum Liviu Dragnea a declarat pe față, franc, cum va susține pe Viorica Dăncilă, presupunem că aceasta este grandisimă favorită pentru a se impune. Marian Neacșu, urmând evident să-l curețe pe Codrin Ștefănescu pentru funcția de secretar general. Așa ar fi trendul, cel puțin în această seară. Pentru posturile de vicepreședinți, lupta va fi între Regiunea București, Ilfov, Gabi Firea, practic deja aleasă, bătălie la masculin între Robert Negoiță, primarul sectorului 3, și Daniel Florea, primarul sectorului 5 al capitalei. Deci între ăștia doi, unul câștigă, unul pierde. Regiunea Muntenia, Carmen Dan, n-are emoții. E bine, este o bătălie în trei aici, pentru un singur post. Este singura bătălie serioasă, practic, pe regiuni. Șerban Valeca, Adrian Țuțuianu și Cătălin Rădulescu, da? Mitralieră, se bat pentru această poziție. Nu-l văd pe Cătălin Rădulescu cum ar putea să se impună după toate declarațiile astea. Înseamnă că partidul este neguvernabil. Bătălia fiind între ceilalți doi, probabil Valeca are o lungime avans față de Adrian Țuțuianu, dar în fine, aici lucrurile mai pot să se modifice. În regiunea Nord-Est vor ieși Doina Fedorovici, respectiv Gabriel Vlase. În regiunea Nord-Vest, Doina Pană și Gabriel Zetea. În regiunea Centru, Roxana Mânzatu și Bogdan Trif. În regiunea Sud-Est, Mirela Furtună și Marian Oprișan, evident. În regiunea Oltenia, Lia Olguța Vasilescu și Paul Stănescu, finalmente, chiar dacă la un moment dat acesta părea că își va lua lumea în cap. Și în vine regiunea Vest, Natalia Intotero și Mihai Fifor.
Termenul, spuneam, a expirat astăzi la ora 16. Candidaturile urmează să fie validate în cadrul ședinței Comitetului Executiv Național, care va avea loc mâine. Mâine, fiind practic o zi de pauză, așa cum se întâmplă și la alegerile prezidențiale, când se încheie campania, să zicem, vineri, sâmbătă, nu se mai face nimic, iar duminică se votează. Congresul extraordinar va avea loc sâmbătă, 10 martie. Premierul Viorica Dăncilă a confirmat astăzi, în cadrul evenimentului organizat cu ocazia zilei de 8 martie, la ambasada Chinei, eu spun că nici nu se putea un loc mai nimerit pentru o zi de 8 martie, având-o în centrul atenției pe doamna Viorica Vasilica Dăncilă, nici nu putea fi găsit un cadru mai bun decât ambasada Republicii Populare Chineze. Conjunctural, se va spune, e o întâmplare, putea să fie Cuveitul, putea să fie Omanul, putea să fie Malaezia, s-a nimerit să fie China. Sunt absolut de acord. Dar vreau să spun că pică exact ca o mănușă ziua de 8 martie sărbătorită cu doamna Dăncilă la ambasada repe chineză. Așa, ea a confirmat că va candida la funcția de președinte executiv. Dăncilă va avea marele avantaj că este susținută, aș spune, cu toată forța de președintele partidului Liviu Dragnea, care i-a și urat succes, dacă nici măcar atât nu mai poate să facă Liviu Dragnea în PSD, adică să-și susțină un candidat, acesta fiind și primul său ministru pus cu, să spun, cu sud, cu ața albă, un premier care a întrunit, aș spune, toate sufragile împotriva sa în momentul în care a fost desemnat, adică n-a mai existat nici cel mai mic dubiu în această nominalizare, că este omul absolut al șefului partidului Liviu Dragnea. Este, cred că, o premieră în istoria României, da? Când un șef de partid nominalizează un prim-ministru atât de aproape de cămașa lui. Nu cred să mai fi existat vreodată așa ceva. Cred că nici pe vremea lui Nucu Văcăroiu nu erau lucrurile atât de evidente. Ce căuta? Văcăroiu mai avea un fel de CV, că acum tot l-am dat exemplu. Viorica Dăncilă nu era recomandată de absolut nimic. Doar de faptul că era din Teleorman și ați văzut care era trecutul ei. Nu era recomandată de nimic. Au spus-o până la urmă chiar și colegii de partid. Nu făcuse niciodată nimic. Nici nu deschisese gura. Nicăieri, absolut niciodată. Iar asta cu, apropo, cu imunoglobulina asta, pronunțată greșit în mai multe rânduri de doamna Dăncilă, că noi n-am mai apucat să vorbim, pentru că nu erau foarte multe de spus aici și am lăsat pe alții să ia caimacul. A vorbit despre imunoglobulină, am impresia, de vreo 15 ori în context, de 6 ori cel puțin a zis-o greșit. Asta am numărat noi. Deci 6 erori cu imunoglobină în loc de imunoglobulină. E bine, aflăm astăzi, ne pare rău că am aflat doar astăzi, că în noiembrie 2017, la un meeting din capitală, este doar de notat așa pentru cine ține evidența gafelor memorabile ale oamenilor politici, de exemplu Radu Paraschivescu, care poate să mai scrie oricând o carte despre așa ceva. Deci la un meeting în noiembrie 2017, fostul ministru al sănătății din timpul guvernului tehnocrat, da? E vorba de Vlad Voiculescu, e bine, el a căzut în aceeași capcană a limbii. Jurnalistul Patrick André de Hillerin a distribuit pe pagina sa de Facebook un videoclip în care Voiculescu pronunță de 3 ori greșit, vorbind despre imunoglobină în loc de imunoglobulină. Acum, nu sunt atât de sever aici cu judecata, întrucât poate oamenii vor să rostească mai rapid. De exemplu, știți care este localitatea natală a lui Gustavu, metronomul de la mijlocul terenului al OM? Pindamon Hangaba. Da? De exemplu, ziarul local, regional din Franța, care scrie despre el, îi laudă activitatea în fiecare zi, la Provence, scrie Pindamon Hangaba. Dar m-am uitat, am căutat, este Pindamon Hangaba, în statul São Paulo, în sud-estul Braziliei. Exact așa. Deci, în loc de Pindamon Hangaba, este Pindamon Hangaba. E mai scurt. Eu mă gândesc că și în cazul ăsta, oameni totuși de vază, departe de noi să considerăm o nulitate absolută, așa cum spunea lumea. A fost un ministru al sănătății Vlad Voiculescu, nimeni în drum
susțineau unii, da, Ministrul Sănătății. E adevărat, nu era vreun elev de liceu care se pregătea, să zicem, pentru motocross. Acum știți că poți să dai la facultate și la motocross sau la dirt track. Nu este nicio problemă, pe vremuri nu puteai și atunci nu-l interesau lucrurile astea. Nu era Ministrul Sănătății. Vlad Voiculescu, el spunea tot. Imunoglobină. Dar încoată, cred că ăsta e motivul. Cred sincer, se grăbeau. Vreau să prescurteze termenii ăștia, care sunt într-adevăr foarte lungi. Păi dacă fiecare comentator ar spune, de fiecare dată când sfântul ăsta de Luis Gustavo ar avea mingea, ar spune același lucru unde s-a născut, Pindamon Hangamba, păi bă, trece timpul, tată. Până atunci mingea ajunge în partea aialaltă, ați văzut astăzi. În stare Tovan, în 44 de secunde să-ți rupă gâtul. Da? Deci, nu știu dacă e ca... Probabil că și ăștia grăbiți, având familie, nu? Gândindu-se la cei dragi, la situația țării. Guvernul tehnocrat a fost tot timpul pe picior de plecare, să nu uităm. Ei știau că o clepsidră... Nu vine și mie să întorc paharul ăsta ca să vă arăt, dar ar face prea multă apă în jur. Era o clepsidră, da? Clepsidra timpului lor, care se ducea foarte repede. Cum uneori ți se pare că înaintează secundarul. Și ai senzația că trebuie să iei un ciocan să-l pleznești cu ceva. Te uiți la secundar că n-ai ce să faci, de exemplu, într-o zi asta muhorâtă și vezi că merge foarte repede. Merge mai repede decât îți bate inima. Și atunci ți se pare că îți trece tot timpul. Iei un ciocan, dacă ai prin casă ceva, dacă nu, întreb la vecinul și dai una, mâncai artata. A, să face praf și pulbere, măcar de ăsta ai scăpat. După aia merge ciclu timpului așa cum îți dorești tu. Deci cred că oamenii ăștia erau totuși grăbiți un pic. Grăbiți, ca să nu intrăm în multe amănunte, că nu cred că l-ar avantaja pe domnul Vlad Voiculescu. Ecaterina Andronescu, spuneam, care merită aici atenția noastră, nu am detestat-o de fiecare dată, pentru că nu mi s-a părut o femeie extrem de competentă pentru un minister atât de sensibil. Și nu mi se pare că a făcut ceva însemnat pentru educație, dar e adevărat că n-a fost mai proastă decât alții. Asta este corect. Și-a tot depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, până când la urmă a trebuit să fie luată în seamă, dar încă o dată nu pentru asta o felicităm în această seară, ci pentru faptul că a avut, într-adevăr, nu bunul simț, chiar mai mult decât atât. Nu știu cum să spun, prezența de spirit, coloana vertebrală, da? Tăria de caracter, ca în ultima clipă, ceasul al 12-lea, să atragă atenția că totuși poate era nimerit să se facă și alegerea președintelui PSD. A, lăsând evident să se înțeleagă că i-ar fi căzut capul lui Liviu Dragnea în asemenea tumult dacă cineva și-ar fi pus cu adevărat capul pe el. Adică dacă, de exemplu, în PSD ar fi existat un pic de democrație. Nicolae Băniciuiu a vorbit despre congresul PSD de pe 10 martie, că nici ăsta nu o duce bine în partid. De vineri și până sâmbătă propunem și dezbatem proiectul de țară cu membrii de partid care deja sunt pe drum la București. Aceasta este una dintre principalele mele probleme legate de acest congres. Dacă facem congres, trebuie să venim cu o chestiune serioasă față de membrii de partid. El să se înțeleagă că până la urmă sunt niște fușerele acolo care nu vor convinge în interiorul partidului. Altfel, să o dăm afară din funcția de vicepreședinte pe doamna Andronescu, pe Băniciuiu și nu mai repet toată lista, nu trebuie să facem congres. Îmi spune mie cineva, mă ia deoparte și eu îmi dau demisia. Să nu credeți că sunt un tip absurd. Eu nu vreau să supăr pe nimeni. Dacă cineva nu mă vrea, eu plec. În ultima vreme, acest lucru nu s-a mai întâmplat în PSD. Oameni care să plece de bunăvoie. Și am câteva exemple. Ăla de la Iași, Victor Ponta, chiar Codrin Ștefănescu în ultima perioadă, da, chiar deputatul ăsta, da, mai mitralieră, țineți-mi minte și pe Cătălin Ivan. Deci au fost mulți din ăștia care nu se lua